Patru pasageri clandestini au fost salvați în largul coastelor Braziliei de un vapor provenind din Nigeria după ce au petrecut 13 zile pe mare, așezați pe cârmă. Asta au anunțat autoritățile braziliene. Patru pasageri clandestini au fost ascunși într-un compartiment deasupra cârmei, a declarat Poliția Federală într-un comunicat după operațiunea de salvare care a avut loc luni în apropierea coastelor statului Espiritu Santo în sud-est. Imaginea arată bărbații așezați pe safran, partea cârmei care se află sub carenă și care poate fi uneori scufundată, în condiții extrem de precare pentru o călătorie de aproape 2 săptămâni peste Atlantic. Au fost localizați de membri ai echipajului navei, sub pavilion liberian, plecată din Lagos pe 27 iunie, au precizat polițiștii brazilieni. O sursă din poliție a declarat marți că pasagerii clandestini sunt în stare bună de sănătate și bine hrăniți. Vor rămâne sub responsabilitatea agenției maritime până când vor fi returnați în țara de origine, a explicat Poliția Federală în comunicatul său. Un episod similar a avut loc în noiembrie anul trecut, când 3 imigranți ilegali din Nigeria au ajuns în insulele Canare, în Spania, după o călătorie de 11 zile pe cârmă unui vas, relatează știrile ProTV.ro.